Primăria municipiului Râmnicu Sărat a dat startul lucrărilor de electrificare în zonele unde locuitorii nu beneficiază încă de curent electric. Autoritățile locale speră ca proiectul să fie finalizat până la finalul acestui an. Au început lucrările pentru extinderea rețelei de electrificare în cartierul Bariera Focșani. Vreau să vă spun că sunt 5-6 ani de când locuitorii acelui cartier, unii dintre ei chiar și-au construit case, sunt în așteptarea acestor lucrări. A fost mai întâi realizată devierea rețelei de medie tensiune și iată, cum spuneam, au început lucrările. Suntem încredințați de către constructori că în 3 luni maxim ele vor fi finalizate. În același timp se lucrează și la două parcuri din Râmnicu Sărat, care fără îndoială vor fi o atracție pentru locuitori, cu atât mai mult cu cât reamenajarea va permite practicarea de sporturi în aer liber. Nu au fost neglijați nici copiii, care au acum un loc doar pentru ei. Zilele trecute am finalizat un spațiu de joacă pentru copii, pentru că mămicile și-au dorit să modernizăm acel spațiu în parcul municipal. Sunt cât se poate de fericiți astăzi părinții că își pot supraveghea copiii în condiții de siguranță maximă. Au început lucrările la cele două parcuri, proiecte cu fonduri europene din cartierul Anghel Salini și cartierul Slam Râmnic. Sigur că vor fi râmnicieni care vor spune, domnule, ar fi fost cazul să facem întâi străzi și abia pe urmă parcuri, doar că nu noi stabilim ordinea în care finanțările europene au venit, nu noi am stabilit și care sunt prioritățile, ci pur și simplu am ales între a face un parc sau a renunța doar din dorința de a face mai întâi străzi. Primarul Sorin Cârjan a anunțat că mai multe proiecte pentru îmbunătățirea calității vieții râmnicenilor sunt în desfășurare, iar altele vor lua naștere anul viitor.